Plecăm pe Transalpina și pe Transfăgărășan. Băi, un frig, nu știu câte grade, vă zic, nici nu m-am uitat, azi am un tricou pe sub geaca asta de vară. Cât ai băgat? 10 litri. Bani? Păi eu am băgat. Na, fraților, nu știu, dar stați să trecem de casele astea. Încă suntem pe drum, vedeți acolo unde e releul la sus? E, acolo e Transalpina, acolo ajungem noi, acolo sus. Aaaa, e frumos. Frumos, în vârful muntelui. Acum facem, cred că aici facem dreapta. Mergem să mâncăm ceva, suntem la Novaci, cred. Sau aproape de Novaci, oarecum. Mâncăm ceva și îi dăm înainte. Am fost și anul trecut tot aici, în zona la... E o pensiune faină cu piscină. Și anul trecut tot aici am fost și am mâncat și am zis că să mergem să vedem dacă mai e pensiunea aia. Să vedem dacă mai e pensiunea aia, să mergem să mâncăm și acum. E ora 12 și un sfert. Până urcăm Transalpina o să facem mai multe opriri pe acolo, probabil. Îmi văd și ceva nori. M-aș bucura tare să merg printre nori, să zic așa. Vedem cum e sus. Sper numai să nu fie frig pe ăla. Uite, frate, acolo e vârf, acolo ajunge. Frumos. Anul trecut tot aici am fost. Dar ne-am abătut un pic de la drum, bă, îs ceva kilometri. Nu știu, cât vreo, cât să fie, 10 kilometri. Cam așa, precum la 10. Lași genții aici? Da. Hai. Ce să mai dai jos din... Mi-o foame, trebuie de făcut șoricei. Mi-o cu foame? Hă? Cu foame? Hai, că imediat mâncă papa bun. Madness, agrement. Piscina, pizza. Hai să mâncăm. Asta era pensiunea de care vă spuneam că ne-am oprit și anul trecut am mâncat. Și arată chiar decent. Dacă nu era așa aproape de casă, era o chestie să ne cazăm aici. Dar e prea aproape, sunt numai vreo 250. Na, acolo unde vedeți releul la sus, salut! Acolo unde vedeți releul sus, acolo e Transalpina, pe acolo ajungem noi. Ciao. Frumoasă zona. Abia aștept să vedeți și voi peisajul, eu am mai fost și anul trecut. Mai am un videoclip pe canal în care am fost anul trecut, dar anul trecut era primul an în care mi-a luat permisul de motor, eram și mai speriat de motocicletă, să zic așa. Anul ăsta parcă sunt un pic mai relaxat, nu mai sunt așa de stresat. Anul ăsta mă bucur și eu de traseu. Și de aia zic, unde era releul ăla acolo, acolo ajungem, fraților. Gata, am alimentat, am resetat kilometrajul, am schimbat bateriile, suntem buni de drum. Na, de aici începe Transalpina. Pentru care n-ați venit pe aici, nu contează că e mașină, că e motor. Na, dacă e motor, e un atu, e un avantaj. Că e mașină, că e motor. Extraordinar de frumos e drumul ăsta. O să vedeți acum în cadrele care urmează cam ce vedem noi. Acum nu e și feeling-ul același, că nu simți aerul, nu miroși fânul, nu știu, nu miroși dealul. Dar cam ce vedem noi, vedeți și voi acum. Ușor mă mai e. Ușor că zgârim mobila. Buzunarele, check, check. Portofel este, telefon este. O, îi dăm sandale. Da, da, frumos se simte. Salut! Dă-i tare, ești băiat? Îi dai tare pe curbe.
băcuțele. Băcuța Milka. Ma, noi în România le vopsim, le facem portocalii cu alb. În realitate ele sunt mov. Și fac ciocolată, nu lapte. Astea noastre stricate dau lapte. În Germania fac ciocolată. Nu le priește aerul de munte, de aia dau lapte. Că dacă le-ar prie, ar da bucățele de alea de ciocolată. Ușor, ușor. Se simte. Opa, casa se închide tare de tot. Ce te zăpăcește drumul ăsta dacă nu-l știi. Vii tare și odată se închide curba. Și atunci ești băiat. Când s-a închis. Ce plăcută e afară, că nu e nici cald, nu e nici rece. Uite priveliști, ia uite acolo. Du-te, bă, de aici, ce frumos, salut. Na. Nu-mi zice vreun fan munte, că v-am mai zis. Dar, bă, drumul ăsta, Transalpina, nu știu, Transfăgărșanul l-am făcut acum mulți ani. Nu mai țin minte, eram unde ești. Eram mai tânăr, nu mai știu, că era rău drumul și probabil că și acum e la fel de rău. Dar ăsta e impecabil drumul, n-are nicio groapă, n-are nimic. Pentru motocicletă e super, ia-i. Ia-i ce frumos. Opa, că iar te închizi. Și tu te închizi. Și tu te închizi. Și o să ajungem în vârf acolo la releu și o să vă arăt. O să vă arăt acolo la releu cum se vede peisajul. Pete de ulei, pete de ulei, las ușor, las ușor. Nu știu dacă o fi de ulei, dar n-ai cu asfalt. Op, că te închizi iară tare, pete de ulei, pete de ulei. Ce vând ăștia pe aici? Pâine, cașcaval, ce Dumnezeu pe aici? Ceva convoi excepțional? Da, ăsta cu decapotabilă. Că ajungem pe platou. Pe platou. Hai da, asfalt nou. Pe platou. Mă așteptam să fie mai aglomerată, dar nu e aglomerată, e fain. Văcuțele. Opul, lasă văcuțele că rup parapeții cu văcuțele.
vezi releul ăla de vila m-a arătat mai devreme? Ia uite-l. Stau băieții la taclale. Bravo, la taclale. Deja începe să se simte, să strângă. Da, frumos. Nu știu dacă există motociclist să aibă permisul de 2-3 ani, hai să zic, din România, care să nu fie ajuns pe drumul ăsta. Tare curios aș fi dacă există vreun motociclist care să nu fie ajuns pe Transalpina. Bine, nu să aibă permisul luat anul ăsta. Da, frumos. Așa că trăiesc 100 de ani care stau pe aici pe zonă. Mamă, și aerul cum se simte că e curat. A, că de bine, nu stau eu într-un oraș foarte, foarte poluat, dar se simte diferența. Ia uite cum se vede. Băieții cu motoarele. Ia uite, sunt deasup, lângă nori. Pui mâna pe nori. Salut! Ne oprim un pic aici în parcare. Ne oprim aici în parcare să vedem peisaje. Peisaje! Lăsăm bicicleta aici și mergem. Bă, tu ești ăsta cu munții. Zona mai frumoasă cum e asta pe aici, așa ai mai văzut? Prin ce țări ai mai văzut? Au austriecii. Au austriecii. Au și slovenii, da, așa, au, dar... și italienii. Frumos. Așa că aici, așa? Poate chiar un pic mai frumos. Serios? Da. Că e curat? Sau de ce e mai frumos acolo? E curat, e curat. Mai amenajat, mai civilizat. Dar aici ăștia au deschiat. Unde poți să schiezi aici? Mărânca. Mai sus? Mărânca, da. Mărânca, mărânca, așa am făcut o trebuie. Păcat că e vizitat, uite. Păcat că e vizitat, uite. Îți dai seama că aici au venit Gigel Frone cu fiusul și-o cumpărat o mașinuță din târg și uite. Capeți. Vezi, păcat. Uite cum arată zona. Cum era vorba aia? Păcat că e locuită. Dacă apucăm legii să rămân aici, vreau un pic mai bine. Dar Martinelli pe aici, prin păduri? E Martinel pe aici? Nu cred. Poate în zone mai puțin populate. Mai puțin. Să n-aibă pădurile astea urși pe aici? S-ar putea să aibă. Bă, dar cum se văd, uite cum se văd dealurile încolo, bă, cum se văd munții, bă, omule. Frumos. Și frumos că e și un pic înorat acum. Dar noi când urcăm, unde e cel mai înalt punct? E ăla acolo unde sunt norii? Noi acolo, nu ajungem pe acolo. Bă, la fel că așa e pe acolo. A, uite că se vede drumul, că șerpuie. Aha. Soldatul urcă încolo, ajunge pe creasta la orizont, ce se vede. Da. Hai că acolo dar vreau să văd. Mergem un pic și după o să începem să coborăm o parte celălalt. Vrei să mânci șorici? Nu, hai să-i dăm atunci înainte. Bă, da, să știi că se simte oricum. Se simte un pic că e mai răcurică. Deja se simte că e mai răcurică, dar acum e răcurică de aia plăcută, nu e de aia de azi dimineață. Azi dimineață era moartea găprioarei, ce frică a fost. Nici nu am văzut că apa la motorii la 100 de grade. Și miroase aici a șoric prăjit. Uite cum fac băieții poză. Frumos.
că trebuie să mai fii atent și la drum puțin, că vine virajul, faci buba. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. Hai să vă arăt aici. Aici e frumos de văzut. Asta cred că e cea mai înaltă creastă de pe Transalpina. Mai înaltă ca asta nu o să mai găsiți. Tu te bătei amețeala, vă, când te uiți în jos. Atât de frumos e că mine să te iau în brațe, să te pup și eu să-mi fac poză cu tine. Știi cum joacă băieții cu fetele, știi, nu? De venit, îmi vine să te iau în brațe, că n-am pe cine să pup și eu pe cineva pe deal ca să mă simt special. Mai bine, ia balustrată. Bă, dar cât e de frumos, bă. Du-te, bă, deși. Anul trecut nu mi-am oprit aici, ca băieții, am dus, dă-i tare, dă-i care, rupe-l. Primul merge... Ia cum merg băieții. Băieții cu camerele. Lor a safrat acolo tot jos. Da. Ăsta cred că e cel mai înalt punct, nu?
ce scrie acolo sus. Ceva cu trafică. Cea mai înaltă șosea din România. Sau dacă nu înțelegi, the highest road din România, da. Dacă nu înțelegi în română. Și ăsta până acum 2 luni de zile era plin de zăpadă. Câtă zăpadă o fi ăsta în decembrie aici? Depinde cât de minge, da. Oamenii ăștia ajung cu ceva la cabane pe aici. Până la rând că ai să pezi. Da? Și de aici ai închis? Da, da. Până unde? Ieșire din rând ca... trece până acolo și auto. Ai putut un somn, ai cam fii de bași, și pe aia ca anul trecut era mai spectaculos decât acum, că era norat, știi? Dar nu-ți fac eu poză? Dă-te chinui, du-te să-mi bag picioarele. E bine că ai poze pentru Instagram. Da, îi dăm mai departe. Tenorii, poți să pui mâna pe ei, așa? Înțeles că nu-i român. Se bucură de drumul ăsta așa cum ar trebui. Decapotabilă. Au. Și nu orice decapotabilă, BMW, ești nebun. Hai să vedem de ce e așa de lăudată stâna asta. Ce au aici? Suc cu 15 lei, probabil. Să vedem ce au de mâncare. E bună mâncarea. Care sunt mai bune? Care vreți nevastă? Așa, care vreți nevastă? Și de băut de unde mi-au? De la colega. Aici, domnul. Domnul, ce rog, de care ai? Mentă, braț, ochi, salcium, copadie. Care e mai bun? Mentă. Brad, de brad. Am auzit că întinerez de la ăla, așa e? Da. Și slăbesc numai bine. Sirop de brad, ai mai băut vreodată în viața ta sirop de brad? În Austria au sirop de brad? N-au. Nu știu. Ăsta e un produs pur românesc, vezi? Poate n-au sirop de brad, poate au stat în... Cine a făcut sirop de brad? Prima oară? Da, românii. Așa e, tanti, că siropul de brad e inventat în România? Nu mai știu nici care, știu ăștia ce e la sirop de brad. Uite cum să-l las ăsta la masă.
Mersi. E bun? Sirop de brad. Băieții de acolo din Spania au venit pe motoare. Iau cum vorbesc, iau numere de Spania tot și vorbesc în spaniol. Și noi ne căcăm pe noi la 105 de kilometri. A, că parcă ar mai merge un 20, în 30 și ar veni, frate, 3000 ceva de kilometri. Și timp. Cum ura nu să ia să afle Transalpina, mi-e tare curios, că i-aș întreba. Cum o aflare Transalpina? Hai că tu știi, tu, Prego. Tu trebuie să știi cum. Mi scuzi. Cu în spaniol, ai fost. M-or violat aia prin Spania pe acolo. Bravo lor. One eternity later. Gata, am ajuns la cazare. Dăm bagaje jos și mergem. Decentă cazare. Ha? Miroase tot a săpunii curat, așa e tot curat, știi? Cum miroase la bunici când mergi la țară. Da, la bunici nu miroase, știi? Nu? Și acum mergem afară să copiem cardurile de la camere pe hard. Zi, Alex, ce ți-a plăcut azi, ce nu ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut aia spaniolii? Că nu ne-au lăsat să-i depășim mai acum motoarele cu gesturile? Nu pot să mă plâng. Acum, da, aia... Dacă eram mai obișnuit, nu mă deranjau. Acum erau ultimii kilometri și eram deja obosit. Cum am zis când am ajuns pe Trans... Și cu durere în fund, la propriu. Când am ajuns pe Transalpina, am zis, bă, dacă ar mai merge, aveam vreo 200 ceva de kilometri făcut. Bă, dar parcă ar mai merge să mai facem vreo 200. Merge până sus la Bâlea. Merge până sus la Bâlea, că mai duce în kilometri. Bă, și după Transalpina, când am coborât-o jos, a început o durere la fund și de spate. Și parcă vine oboseala. Nu, e greu pe motoarele noastre să faci 350 de kilometri. Îți destui. Da, mai mult. Poate dacă era drum întins, să fie numai pe autostradă, faci mai mulți. Da, nu mi-a plăcut. Da. Mi-e perfect. Hai. Este un concediu. Golesc cardurile și vedem după aia. Cardul de pe o cameră. Hamace, tati. Bă, da, frumos l-a făcut așa pentru o casă. Că zic că stau aici și iarna. Și frumos l-a amenajat. În viața mea nu m-am pus în hamac. Nu? Nu, niciodată. Și cum dormi în hamac. Serios? Hai de cap, nu. Ia stai să vedem. Dacă am făcut-o două aia acum. Pune pe mijloc, te lași mai tine, sau jos. Mai în spate, mai în spate. Așa. Ia să vedem. Ce să rog, ești cu cura aproape jos pe vârnă. Nu pic mult, a? Bă, dar de vorba aia, ai auzit că la toți nu-i greu, dar nu la fel. Da. Și așa o fi. E o vorbă care o folosesc destul de des. Au, oh, v-ați scupărâit. Spără, e len. Dacă nu pârâie, e de rău. Și atunci se rupe direct. Bă, cred că azi închid filmarea.
O să pornesc camera dimineața la prima oră ca să vedeți reacția lui după somn cu mine, dar el a mai dormit cu mine. Știe ce urmează la noapte. Numai ca să vedeți reacția pe live. Dacă te mai trezești dimineața. Dacă nu mai vedeți a doua filmare sau nici măcar pe asta, înseamnă că m-am urât în somn. Hai, mersi că ați fost alături de noi. Pa, pa!